Delanoë a înflorit trandafirii și sunt atât de frumoși și miroase atât de frumos, nu vă închipuiți. Știu că e ora târzie. Vă doresc tuturor o seară minunată alături de cei dragi. Aveți grijă de voi! Gheorghe, ce se întâmplă? Am încercat să vin la tine, dar nu-mi dădeau voie. Ce e aici la tine? De la noi am florit mucegaiul. Și e atât de verde și miroase atât de frumos, nu-ți poți închipui. Doamne ferește, Gheorghe, dar tu de ce ești așa fericit? Toată noaptea am dormit cu capul în mucegai și m-am trezit dimineața atât de relaxat, nu-ți poți închipui. Doamne ferește, hai, lasă, să vedem pentru ce te trag la răspundere, ce ai făcut? Au găsit atâtea lucruri și mi-au făcut atâte dosare penale că nici eu nu-mi putea închipui. Și tu de ce vorbești așa calm despre asta? Sunt atât de relaxat. Și nu vrei să te enervezi și tu așa un pic? Sunt atât de enervat, nici nu-ți poți închipui. Gheorghe, ia-te-n mâini odată. Doamne, sunt atât de frumos și miros atât de frumos. Nu-i de mirare că vecinul din cameră mă iubește atât de mult. Cum adică te iubește? Da, mă iubește atât de mult și în fiecare seară mă îmbrățișează atât de strâns că nici nu-mi pot închipui. Gheorghe, tu mă înșeli aici în închisoare cu cineva? Nu te supăra, dar la noi aici e atât de plictisitor și mi-e atât de trist, nici nu-ți poți închipui. Trebuie să te scot de aici. Hai să vedem ce dosare ai. Ți-au dat dosar și pe cazul verde de briliant? Verde de... Noi aici nu-i spunem verde de briliant. Noi aici îi spunem verde de mucegai. Gheorghe, hai spune sincer, câți ani ți-au dat? La mulți ani. Gheorghe, ți-i țarde de glume? Nu. Mie nu mi-arde de glume. Mie mi-arde curul. Și mă frige atât de tare și mă tem atât de mult. Nu-ți poți închipui. Trebuie să ajungem la Maia să-ți ceri scuze. Nu. Numai nu la Maia. Nu vreau la Maia. Trebuie, altfel o să stai mult și bine aici. Nu, Maia este atât de rea și vrea să-mi facă atâta rău. Nu-ți poți închipui. Of, Doamne, și ți-am spus de atâtea ori să te ogoiești. Într-adevăr, mi-ai spus de atâtea ori și eu n-am ascultat. Bun, las că o să mă gândesc eu la ceva. Te mai interesează ceva de casă, de copii? Da. Aș vrea să-ți spun o întrebare. Si. Da, noi am înflorit trandafirii. Da? Și cum miroase? Miroase atât de... Nu. Lasă-mă să spun eu. Da, noi am înflorit trandafirii. Și sunt atât de frumoși și miroase atât de frumos, nu-ți poți închipui. Nu. Miroase a rahat pentru că a intrat câinii în grădină și au făcut toate treburile acolo. Ce păcat. Dar nu-i nimic. Când ies de aici, o să punem în ogradă tot numai flori. Așa de tare îmi plac trandafirii, nu-ți poți închipui. Gheorghe, tu ți-ești cu totul din minte aici în închisoare. Tu trebuie neapărat să mergi acasă. Dacă sincer, nici nu vreau acasă. Pe lângă închisoarea asta, casa noastră e atât de veche și e atât de săracă, nu-ți poți închipui. Gheorghe, noi avem o casă de 200.000 de euro. Nu e adevărat. Cum nu? 200.000 de euro? Eu și acum ți-am minte când am cumpărat-o, eram cu tine. Iubita mea. Ce? Ești atât de proastă
De ce? Tocmai mi-a adăugat încă 10 ani de închisoare. Eu la judecători le-am spus că casa mea costă 150.000 de lei. Iar tu acum ai spus că costă 200.000 de euro. Și aici sunt atâtea camere și atâtea microfoane. Nu-ți poți închipui. Mulțumesc că ai venit să mă vezi. Să vezi o seară frumoasă alături de cei dragi.